Care treaba la biserică în China? Ciao, sunt voi cu Mihnea din Beijing și în acest video vă povestesc cum este la biserică în China și cum este la școala de duminică unde merge Zaharia. Deci mergem la biserică aici, în China, în Beijing, de când ne-am mutat în 2018. Deci suntem deja de aproape 5 ani, de 6 ani în China și imediat ce ne-am mutat în Beijing, am căutat biserica și am căutat o comunitate unde să mergem și noi la biserică. Este o biserică internațională, multidenominală. Înainte m-a mai întrebat lumea și spuneam că este nedenominală. În careva zi, pastorul povestea cum, de fapt, noi suntem multidenominală, deci sunt mai mulți creștini care provin din diferite sisteme religioase, penticostale, adventiști, ortodoxi, catolici. Deci toți ne reunim în aceeași biserică multidenominală. Deci este vorba despre mesajul din Biblie, nu despre mesajul unei anumite ramuri religioase. Înainte să venim în China, am fost în Thailanda, unde mergeam la o altă biserică, tot internațională. Am mai povestit într-un video cum am vrut noi românii din Thailanda să deschidem, să punem bazele unei biserici ortodoxe române, dar după ce am adunat toate documentele, semnăturile și una alta, mai mari din România, de la biserica ortodoxă română, au zis că nu se poate. Altă poveste, să vă uitați la acel video dacă vreți să vedeți care a fost situația. După care am găsit, bineînțeles, am găsit biserica rusă, dar predicare loc în rusă, deci biserica ortodoxă. Și în final am ajuns la biserica adventistă, aici tot despre Thailanda este vorba, unde era în engleză, dar era o biserică imensă, imensă. Slujba avea loc într-un liceu, deci în sala de sport a unui liceu. Deci imens, imens. A fost așa și așa, știi cum, prea multă lume era așa, parcă nu era un grup unit. E bine, când ne-am mutat în Beijing, am observat că aici sunt mult, mult, mult mai organizați. Este o comunitate mai strânsă. Biserica funcționează legal de peste 40 de ani și este finanțată direct de către membri prin zeciuială, prin donații, prin ce bani se mai dau. Deci nu au nicio sponsorizare, nu vin bani din afara țării, pur și simplu a fost deschisă și funcționează prin intermediul membrilor bisericii. Avem doi pastori, pastorul principal din state, pastorul, celălalt mai pastor este tot din state și mai este și pastorul de tineri. Deci sunt foarte, foarte bine organizați. Înainte de pandemie, această biserică din Beijing unde mergem noi, erau într-un teatru. Deci țineau predicile în fiecare duminică într-un teatru foarte, foarte frumos. Ei bine, după pandemie s-au mutat într-o altă clădire, la etajul 10 și 11, este așa o clădire de birouri și atașat de ea este și un hotel. Deci la etajul 10 are loc școala de duminică pentru copii și la etajul 11 este altă sală, acolo are loc predica pentru toată lumea. Deci în fiecare duminică țin 3 predici, de la 9, la 11 și de la 13, deci la 1. Noi mergem de obicei la predica de la ora 11, pentru că ne ia o grămadă de timp să ajungem în centru cu doi copii, iar școala de duminică are loc tot așa în fiecare sâmbătă, la ora 9 și la ora 11. Este aceeași predică care este ținută de 3 ori, aceeași școală de duminică, aceeași lecție care este ținută de 2 ori. Această școală de duminică unde merge și Zaharia
arată practic ca o grădiniță. Iar activitățile sunt activități, așa, de școală de duminică, de religioase, învață una alta cântece și sunt foarte, foarte bine dotați. Există profesorul și după aia au și ajutoare. Deci unii părinți vin și părinți dacă copiii sunt prea mici. Pe Zaharia l-am trimis acum 2 săptămâni. Deci am cum s-a întâmplat. De obicei se primesc copiii la școala de duminică de la 3 ani în sus. Noi, din greșeală, ne-am dat jos din lift la etajul 10 în loc să mergem la 11 și când am intrat am zis, oh, aici e școala pentru copii și Zaharia, așa, drept înainte, a văzut și niște jucării pe o masă și a zis, eu vreau să rămân aici. Și zic, bine, hai că te las, dacă te descurci singur, te lăsăm aici. Și l-am lăsat, cu totul care 3 ani, peste 2 săptămâni, pe 22 martie, am mers mai repede, am dat numărul nostru de telefon, zic, dacă nu se descurcă sau nu vă descurcați cu el, ne sunați, noi suntem sus la 11, nu ne-a sunat nimeni, totul a fost ok. Deci, sunt atât de organizați. Noi am mers practic ad hoc prima dată, dar a doua oară ne-a spus în avans, uite, la următoarea lecție vom învăța despre aceste lucruri, ne vom uita la un vers din Biblie, vom povesti această poveste, uite aici sunt niște idei cum să-l pregătești dacă vrei pentru această lecție, ce discuții se pot avea în familie înaintea acestei lecții la școala de duminică, sunt foarte, foarte bine organizați, îți pui numărul de telefon într-un iPad și acolo faci un check-in, primești ecuson, copilul are ecuson, când îl ridici nu-l poți ridica dacă nu ai ecusonul, deci este foarte, foarte bine organizat, foarte, foarte safe, foarte sigur, bine, oricum cunoaștem pe toată lumea acolo și ei ne cunosc pe noi, pentru că ambii copii au fost dedicați aici în această biserică. De asemenea, au un program și pentru tineri și organizează tot felul de activități, tabere pentru copii, tabere pentru bărbați, pentru femei, pentru adulți. Iar tematica aceasta este prezentată atât părinților, iar când termină cu școala, fiecare copilaș primește așa câte o vedere. Și aici în vedere este o imagine din Biblie și aici mesajul, versul din Biblie, mesajul, iar aici în spate din nou ai, uite, întrebări pentru discuție în familie, pilde din Biblie, povestea pentru preșcolari, conexiune cu alte domenii, marea întrebare, uite, zice aici, what is the Bible about? Despre ce este Biblia și răspunsul, iar săptămâna asta au învățat despre Apostolul Pavel, zice aici, Paul gave hope, Pavel a adus speranță din Thessalonians. Deci sunt atât de bine organizat, fii atent aici ce calitate are această vedere. Și lui Zaharia îi place foarte, foarte mult. Acum, care este ideea? Copiii merg la școala de duminică, iar părinții se duc la etajul sus, la 11, copiii la 10 și ascultă ce spune pastorul, ascultă predica pastorului. Deci asta este ideea, să aducă lumea, să-și facă lumea timp pentru biserică. În cadrul, la etajul întâi, pentru copiii care sunt mici, există o cameră separată, unde sunt jucării și un alta și un ecran unde poți să vezi predica pastorului. Și sunt scaune rezervate pentru părinți, foarte, foarte profesioniști, cu camere de luat vedere, se transmite și live pe YouTube, se înregistrează, poți viziona după, dacă nu ajungi, poți să vizionezi de acasă sau te uiți după aia la predică. Înainte și după predică există așa un colț unde sunt niște, bei un biscuit, o cafea, o apă, bineînțeles, totul pe gratis. Și în cazul în care, fii atent, la un moment dat
Mi-a întrebat pastorul și zice, măi, dacă voi știu că sunteți foarte ocupat, știți că durează foarte mult ca să veniți la biserică, îți zice, dacă într-o seară vreți doar voi să fiți doar singuri, să mergeți în oraș și nu aveți cu cine să lăsați copiii, să ne spuneți și vă putem aranja o bonă pentru seara aia și vom plăti noi totul, zic, în cazul în care aveți nevoie de ajutor financiar. Deci, fantastic, și a spus că da, nu este nevoie, avem și noi bonă, zic, da, este o idee fantastică. Comunitatea este peste tot locul, este împărțită peste tot locul în Beijing. Deci cei care locuiesc în zona asta se întâlnesc aici, cei care locuiesc în zona se întâlnesc aici, deci în timpul săptămânii, dacă vor să se întâlnească. Și pastorul nostru este foarte aproape de locul unde locuim noi și am avut la un moment dat o activitate unde toată lumea se uita la un film, așa, creștin, religios, într-un weekend, într-o vineri, cred că a fost, nu, miercuri, într-o miercuri, și la aceeași oră toate comunitățile se uitau la același film și noi am mers la pastor acasă, am luat cina și ne-am uitat la film. Copiii au rămas acasă cu bunica și cu bona, așa, ca să se creeze și un mediu pentru părinții cu noi copii care mai doresc să mai iasă afară, dar sunt foarte ocupați cu copiii. Deci se lucrează foarte, foarte mult pe plan familial. În Thailanda diferența era, se lucra foarte, foarte mult pe plan de voluntariat și să mergi în comunitate, să-i ajuți pe thailandezii care nu au resurse și nu au bani. Aia din Thailanda aveau și spitalul lor, deci aveau universitate. Deci era o întreprindere și mai imensă, și mai mare. Aici, în Beijing, mie mi se pare și spun eu că este mult, mult mai bine, este o comunitate foarte, foarte restrânsă. Toată lumea îi cunoaște pe toată lumea, deci știm pe toți. Cam într-o zi, cât se spun noi, am numărat niciodată, dar cel puțin 100 de oameni sunt în acea încăpere la o slujbă. Deci ne cunoaște lumea, copiii sunt obișnuiți cu unii membri ai bisericii și suntem foarte bucuroși că lui Zaharia îi place și s-a acomodat foarte, foarte repede cu școala de duminică. Nu ne făceam noi probleme că nu se va acomoda, dar fiind foarte, foarte mic, el tot timpul vrea să se joace. Și acum se pare că în cadrul acestei școli am ca și colorat, au învățat despre una alta, mai citesc, li se mai citește, mai învață niște cântece. Deci este o activitate fantastică pentru Zaharia. Și asta este povestea cu biserica din Beijing. Ciao, ciao, pe data viitoare!